Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihaescu și în minutele următoare vă propun să descoperim resursele educaționale deschise realizate în cadrul proiectului CRED. Accesând pagina digital.educred.ro, veți descoperi resursele educaționale deschise realizate de colegii noștri din întreaga țară. După cum observați, pe această pagină veți descoperi atât resursele educaționale deschise realizate pe platforma Livresc, iată, acesta este linkul către Biblioteca Publică Livresc. De asemenea, aveți la dispoziție canalul de YouTube Primar EduCred și îl puteți accesa din partea stângă, respectiv din partea dreaptă, linkul către EduCred Gimnaziu. Gimnaziu EduCred, mai exact. În partea superioară a paginii veți descoperi atât programele școlare, cât și resursele educaționale pentru ciclul primar, pe discipline și respectiv pe clase, de la clasa pregătitoare până la clasa a patra inclusiv. De asemenea, aveți la dispoziție și un link către resursele educaționale realizate pentru ciclul gimnazial, de asemenea grupate pe discipline, și iată, în momentul în care selectăm butonul Educație Socială, sunt disponibile în partea dreaptă toate resursele educaționale de la clasa a 5-a până la clasa a 8-a, iar în partea superioară a paginii putem selecta direct clasa a 8-a și în acest moment avem resursele educaționale pe ecran realizate pentru formarea și dezvoltarea competențelor specifice de la disciplina educație economico-financiară. De asemenea, vă reamintim, puteți accesa programele școlare în vigoare și vă doresc mult succes în accesarea acestora, adaptarea acestora la nevoile specifice unității dumneavoastră. Și sper să ne revedem la un nou tutorial. La revedere!